Bun găsit, prieteni! Eu sunt Cornel, ne aflăm la ProEnerg și în filmul de astăzi am să vă prezint un modul de comunicare la distanță pentru generatoarele din clasa Stagger. Am cutiuța aici, așa că ea este desfăcută, dar are toate accesoriile aici. E un modul tot de la Smargen, același producător care produce și panourile de control de pe generatoarele Stagger. Așadar, combinația între ăsta și modulele de pe generatoare merge brici. Un cartonaș cu o cheiță pentru cartele GSM și trei adaptoare în cazul în care vom avea nevoie pentru cartela pe care o băgăm noi în modul. Un manual de care prezintă câteva caracteristici tehnice ale modulului pe scurt. Util, o să trecem prin el să vedem despre ce e vorba. Antena de Bluetooth și GPS, da? Cu un cablu de aproximativ 2,5 m și cu un conector albastru, cu conector SMA de culoare albastră, ca să nu greșim în momentul în care îl conectăm în modul, și antena de GSM, același conector tip SMA. Așa, Smargen CM366A4G, cum vă spuneam. Un modul foarte simpatic, foarte mic. El se montează pe șină. Se introduce foarte ușor pe șinele din panoul frontal al generatoarelor și stă foarte bine acolo. Pe fața aparatului găsim așa conectorul de serial 232 și conectorul de serial 485, noi nu le folosim, deci toată partea asta verde de sus pică din punctul nostru de vedere. Apoi de la stânga sus avem un port USB, un al doilea port USB, o să vedem de ce sunt două și diferite. Apoi avem cele două conectoare pentru antenă, adică conectorul de la Bluetooth și conectorul de la antena de GSM. Și în felul ăsta nu ai cum să le pui invers. Așa. Mai jos avem un port proprietar al Smargen, se numește Link. Apoi urmează un alt rând de conectori, din care primii doi reprezintă alimentarea cu tensiune. Următorii doi pini sunt două intrări spre masă, două intrări pe care noi putem să le folosim ca avertizor, ca senzor de efracție, sau să ne aprindă o lumină, sau să execute o comandă. Modulul să execute o comandă prin acest releu, pe ultimile trei ieșiri, să execute o comandă în cazul în care se întâmplă ceva pe ceilalți doi. Apoi, pe partea asta de aici, avem LED-urile de power, LED-ul care ne indică că e folosită interfața RS-485, LED-ul care ne indică că e folosită interfața USB, LED-ul care indică faptul că GPS-ul și-a luat poziție, protocolul Link, în cazul în care, cum am zis, folosim ăsta, deși nu e cazul, conectorul RS-232, iarăși nu e cazul, și ultimul, dar nu cel din urmă, cel mai important pentru noi, GPRS-4G. Ăsta ne indică faptul că aparatul a văzut legătură cu releele 4G și comunică cu ele. Da? Cam așa arată aparatul, e foarte ușor. Numele și serial numărul lui sunt scrise aici, iar aici este e-mail, dacă vreți, al modulului. E un cod unic al modulului cu care aplicația pe care o să o arătăm mai încolo pe laptop îl identifică și comunică cu el și doar cu el. Iar dumneavoastră vă conectați cu aplicația de pe telefonul mobil la el și doar la el. Fundul acestor antene este magnetic și că el se poate lipi foarte confortabil pe carcasa generatorului, în cazul în care generatorul nu e închis într-o cușcă, într-un perimetru care să fie de jur împrejur închis în metal, astfel încât să se creeze o cușcă Faraday, pentru că aia blochează mare parte din semnalul radio, mai ales așa micuț cum este la GSM, la GPS și la GSM. Așa că dacă cumva generatorul e închis acolo, atunci cei 2 metri și jumătate aproape de fir lung ale antenelor ar trebui să fie suficiente de la
panoul frontal al aparatului unde e montat ăsta și până unde aș vrea eu să montez ăsta, în afara oricărei cuști metalice. Dacă cumva e acoperită cu lemn, cu ăsta pus deasupra, sunt bine izolate, mai ales asta de GSM metalică, nu pățește nimic dacă stă în ploaie, în soare și așa mai departe, la fel și ăsta de GPS sau Bluetooth. Prin urmare, da? Ele sunt magnetice, stau foarte bine, nu le ia vântul, însă, ca măsură de precauție, deși îl scosesem din cutie, producătorul a mai pus la dispoziție un pad din ăsta cu lipici, pe care eventual îl lipesc aici să se lipească mult mai bine antenele de locul în care le voi instala. Da, instrucțiuni de instalare. Spune aici producătorul, ne sugerează și eu vă sugerez la fel, citiți, treceți prin acest mic blog, acest mic carnețel cu câteva informații, pentru că sunt utile, e bine să știm dinainte cum îl folosim. În primul rând, cu ajutorul acestei cheițe, pe lângă faptul că putem umbla înăuntru la cartela GSM, noi putem să apăsăm, aici este o fantă, asta de aici, unde înăuntru este un switch, pe care dacă îl țin apăsat o secundă, mi se aprind toate aceste LED-uri de aici de pe panou, indicând un faptul că toate modulele interne sunt funcționale și gata să primească informații de la panou prin intermediul conectorului USB. Dacă îl țin apăsat timp de 10 secunde, LED-urile astea vor clipi de 3 ori, toate, și ceea ce mi indică faptul că datele interne memorate în modul s-au resetat la valorile de fabrică și că trebuie să îi refacem setările. În cazul în care, să zicem, e nevoie să iau modulul și să-mi pun pe un alt generator. S-a stricat generatorul vechi și vreau să-mi continui monitorizarea pe un generator nou. De aici, băgați cheița sau o șurubelniță micuță sau chiar cu unghia și desfaceți acest capac, unde un singur lucru ne interesează pe noi aici de desubt, și anume slotul pentru cartela de GSM. Și ăsta este butonul pe care îl accesăm prin orificiul ăsta. Apoi am închis cutiuța. Cu asta am terminat de văzut ce e înăuntru aparatului. Hai să trecem prin restul de informații. Bun, am zis cum se testează și cum se resetează. Apoi, parametrii pe care îi regăsim înșirați în tabelul de mai jos sunt parametrii pe care noi trebuie să îi băgăm în interiorul aplicației în momentul în care programăm pentru prima dată sau când vrem să programăm această interfață, trebuie să îi comunicăm modulului. Ai o cartelă cu numărul 07XXXXX așa mai departe, site-ul meu se numește așa și câteva date pe care trebuie să le introducem aici. Cum se numește locația în care se află generatorul, pentru că această locație se va regăsi prin aplicație în interfață, astfel în momentul în care eu o să accesez asta din telefonul mobil sau din laptop, vom regăsi, după aceste nume, vom regăsi modulele. Cam astea sunt informațiile în pe larg, conținutul de acest manual și la sfârșit mai găsim două coduri care ar fi interesant de văzut. Aceste două coduri scanate cu telefonul mobil ne duc SmartGen Product App, adică ne duce către aplicația SmartGen cu care cu telefonul controlăm start-stop, stările de start-stop ale generatorului și vizualizăm parametrii tehnici din generator, cei pe care ni-i oferă panoul frontal. Adică dacă e un panou micuț, un 1790, o să vedem că ăsta dă mai puține date pentru că e mai mic, este făcut pentru generatoare care nu sunt dotate cu senzor de nivel de combustibil, senzor variabil cu nivel de combustibil, cu senzor de temperatură de apă, cu senzor de temperatură de ulei sau presiune de ulei și așa mai departe. Apoi avem aici un alt cod QR cu care scanăm și ne oferă manualul de utilizare. În plus, o să mai aveți nevoie față de ce conține cutia aparatului, veți mai avea nevoie de o cartelă GSM. Eu am făcut probe cu două cartele de la doi furnizori, de la Vodafone și de la Digi. Cu ambele cartele a funcționat fără niciun fel de probleme. Tragem laptopul aproape, pentru că noi aici în laptop avem acum
treabă, să ne comutăm pe camera de laptop și atât. Și anume, CMM366A 4G este modulul pe care îl avem și noi și care comunică prin GSM, prin date GSM. Deci nu depinde de nimic altceva, de vreo interfață locală, cum ar fi un router Wi-Fi sau o legătură la internet prin cablu. În cazul în care generatorul ăsta și toată soluția asta este instalată, să zicem, într-un câmp unde am eventual un sistem de panouri solare și atunci n-am multe soluții la îndemână, și cea mai bună și singura soluție, de altfel, rămâne varianta 4G. În cazul în care toată distracția asta funcționează, să zicem, la un generator care funcționează la o cabană, la o casă de vacanță sau la, știu eu, un depozit undeva în afara orașului, sau, adică unde am cât de cât în apropiere posibilitatea să trag o legătură de internet prin fir, atunci pot opta pentru 366ET, care este varianta cu mufă de internet, altfel se și observă aici. Iar dacă nu am nici varianta de fir de internet, însă am un router în apropiere care bate foarte bine și îl recepționează modulul, mă pot conecta la el cu celălalt modul, CMM366A Wi-Fi, unde aici am un conector SMA și îmi este furnizată și o antenuță. Deci variante sunt destule. Da, e un modul, spune aici producătorul, cu care putem să facem monitorizare în cloud prin protocol 4G GPRS și de asemenea poate fi vizualizat pe un site, cum o să-l vedem și noi, sau printr-o aplicație pe iOS sau Android. Eu personal am folosit varianta Android, l-am testat pe Android, merge brici. O să vedem în continuare că am și câteva fotografii salvate și câteva capturi de ecran. Apoi producătorul mai oferă câteva date. Probabil că nu ne interesează pe noi. Tensiunea de alimentare cuprinsă între 8 și 35 de volți. Foarte important aspectul ăsta, pentru că poate fi montat pe generatoare mai micuțe care au o singură baterie de 12 volți și pe generatoare mai puternice care au baterii de 24 de volți. Ceea ce înseamnă că modulul poate suporta liniștit cele două variante de generator. Apoi, dotat cu procesor ARM pe 32 de biți, include și GPS pentru localizare, sunt dotate cu două intrări. Ele sunt identice în rest ca porturi disponibile și protocoale de comunicare cu panourile. Diferă doar legătura spre internet, prin 4G, prin Ethernet, prin cablu, prin Wi-Fi, trecut. Typical application. Asta este o chestie interesantă pe care ar trebui să o vedem dacă facem noi și un F11. Am să scoatem imaginea asta de aici. Din toate variantele posibile de aici, noi avem varianta de USB, cu USB, generatorul nostru, legat la comunicator printr-un cablu USB, iar comunicatorul printr-un anumit tip de router, care în cazul nostru este modemul de 4G intern în comunicator, se leagă la un cloud server și trimite datele într-un cloud server în care noi ne vom face un cont și vom accesa datele de acolo cu ajutorul unei interfețe de telefon sau pe un pad sau pe PC. Eu am folosit PC și telefonul. Bun, astea fiind zise, ce facem acum? Avem un modul, avem un generator, care e pasul următor? Păi pasul următor este să montăm acest comunicator în generator și să-l vizualizăm, să-i vizualizăm datele. O să-l montăm aici, dăm toate rigletele mai așa și-l montăm fix aici.